Când emoțiile dureroase devin insuportabile, ne închidem corpul ca să le facem față. Corpul devine astfel mai stresat, mai dereglat, iar legăturile sale cu creierul, cu alți oameni și cu lumea în general sunt astfel compromise. Este oare posibil să descoperim că durerea emoției este suportabilă? O întrebare la care ne răspunde dr. Raja Selvam în cartea sa Corporalizarea emoțiilor, o carte apărută anul trecut la editura Herald. Dr. Raja Selvam își propune să ofere pași concreți și instrumente concrete pentru a corporaliza emoțiile sau pentru a construi o capacitate mai mare de a le tolera. Corporalizarea emoțiilor este o carte despre afect și despre corp în relație cu afectul. Este o carte scrisă deopotrivă pentru specialiști, dar și pentru persoanele interesate să învețe mai mult despre gestionarea emoțiilor turbulente. Din perspectiva terapeutului, desigur, ne întrebăm cum putem construi concret această capacitate mai mare de a tolera emoțiile a clienților noștri. Căci nu e așa, oamenii vin la noi terapeuții ca să primească ajutor în situații care le provoacă suferință. Și atunci, de ce am vrea să îi aducem în contact cu această suferință și nu să o înlăturăm prin schimbarea modului în care ne gândim la situație sau modul în care o abordăm sau pur și simplu să stăm cu această emoție atât timp cât este nevoie până când aceasta se transformă? Există astăzi o multitudine de metode de lucru cu emoția și toate aceste metode permit oamenilor să-și formeze o anumită capacitate de a tolera emoțiile. Totuși, această capacitate este limitată, întrucât parte dintre aceste abordări fie nu lucrează cu corpul, fie dacă lucrează, se focalizează pe altceva decât dilatarea emoției în corp. De exemplu, dacă pot să-mi tolerez furia incandescentă într-un context relațional, este mult mai probabil ca ceea ce gândesc și ceea ce fac în această situație să fie mai bine reglat. Astfel, practica de corporalizare a emoțiilor vine ca o practică complementară care să îmbunătățească rezultatele obținute prin terapiile care se concentrează pe schimbarea în plan cognitiv și în plan comportamental. Dr. Raja Selvam descrie în cartea sa 4 pași concreți ai corporalizării emoționale: situația, emoția, dilatarea și integrarea. Așadar, dacă ești terapeut, vei putea descoperi în paginile acestei cărți o abordare complementară prin care îți vei putea susține clienții să se autoregleze și să se bucure de un spectru mai larg al experiențierii emoționale. Iar dacă ești un cititor pasionat, poți dezvolta noi abilități atât de necesare navigării prin provocările inerente vieții.